panourile fotovoltaice termice, se numesc acestea. Sunt panouri fotovoltaice dotate cu capilare prin care circulă lichid răcitor a panoului. Răcirea este necesară în special pe timpul verii, când temperatura se ridică, temperatura panoului se ridică până la 75 de grade și în felul acesta noi ridicăm randamentul, fiindcă randamentul la ridicare temperaturii a panoului scade, răcindu-l noi ridicăm randamentul medic cu 10-15% anual. Aceasta este cea mai mare diferență între panourile fotovoltaice și panourile fotovoltaice termice. Panoul fotovoltaic obișnuit generează energie electrică. Noaptea nu generează, adică pe întuneric nu generează. Panoul fotovoltaic a nostru, PVT, fotovoltaic termic, ziua generează energie electrică și termică și noaptea generează energie termică. Adică indiferent că este zi, că este noapte, că este frig, că este cald, noi avem surse de energie termică. Așa sistem poate asigura orice clădire cu energie electrică, apă caldă sau apă fierbinte pentru încălzirea clădirii, apă caldă menajeră, plus frig și în afară de aceasta mărește eficiența panourilor fotovoltaice cu aproximativ 10-15% anual. Această inovație este de nivel mondial. Este o noutate nu numai în Republica Moldova, dar și în lume. De celelalte de peste hotare se deosebește prin faptul că este mult mai ieftin și mult mai eficient. Pentru țara noastră are o importantă extraordinară. Acum toți cunosc că este o criză energetică și criză foarte dură, care se, cu prea de rău, se aprofundează și noi avem soluții naționale prin care putem să rezolvăm necesitățile atât a instituțiilor publice, cât și partea rezidențială. Adică orice casă de locuit poate să aibă așa sistem, nu de mărimea aceasta, mărimea diferă de la clădire la clădire, dar putem asigura așa ceva. Asta înseamnă că noi generăm energie electrică atunci când putem, consumăm atunci când avem nevoie. Adică am generat vara mai mult, am consumat iarna mai mult. Lichidul se ridică în partea de sus și trece în următoarea conductă de lichid. Trecând prin panou, în panou avem, iată aici, izolație termică. Sub izolație termică avem un sistem de capilare prin care lichidul trecând de jos în sus se încălzește și trece în pompa de căldură. Pompa de căldură transformă temperatura mai scăzută a energiei termice, o transformă în temperatură mai înaltă și acolo se încălzește apa care de acum este folosită. Curentul continuu intră în invertoarele acestea două, se convertează în curent alternativ de tensiunea cuvenită și ajustare la rețea și mai departe merge spre contorul bidirecțional care arată cât se generează, cât se consumă. Sistemul termic vine de sus, prin capilarele celea care am arătat, vine lichidul răcitor, antigel în cazul de față, și printr-o țavă intră în pompa de căldură, pompa și prin alt țavă lichidul răcit pleacă în sus și răcește panourile fotovoltaice. Și din pompa de căldură, apa de acum încălzită sau lichidul încălzit, trece în boilere. Aici avem două boilere, cât 500 de litri, și
datorită extragerii căldurii din panourile fotovoltaice termice de sus, apa se încălzește până la 50 de grade, fiindcă pompa de căldură este ajustată la temperatura 50 de grade. Din pompa de căldură, prin altă pompă de circulație, trece în sistemul sanatoriului și acest sistem al nostru funcționează permanent.